CEZ s-a implicat activ în lupta împotriva COVID-19 cu donații de echipamente medicale și hrană pentru sprijinirea celor mai vulnerabile categorii de oameni. Personalul medical din spitalele și persoanele vârstnice din județele Cara Severin, Constanța, Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Telorman și Vâlcea. Aproximativ 800.000 de lei bani donați de CEZ s-au transformat în alimente de bază pentru bătrânii din Oltenia și parțial Muntenia. Prin colaborarea cu Crucea Roșie, filialele Argeș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Olt și Telorman. Echipamente de protecție pentru personalul medical din toate cele 9 județe în care compania își desfășoară activitatea, în parteneriat cu Unifarm, achiziția unor echipamente de protecție, produse sanitare și recondiționarea unor instrumente medicale în beneficiul pacienților Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova și achiziția unui aparat de testare COVID-19 și a unor seturi de teste pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Comunitatea a fost întotdeauna în centrul activității noastre, iar în această perioadă, mai mult ca oricând, ținem să-i oferim sprijinul nostru. Rămânem la fel de implicați și responsabili pentru structurile de furnizare, producție și distribuție de energie pe care le operăm, care creează nu doar o rețea operațională, ci și una de energie pentru bine. Ne bucurăm să putem oferi din energia noastră comunității, partenerilor, clienților și colegilor care ne demonstrează zilnic că energia vine de la oameni, a declarat Orange Safar, Community Manager CEZ România.